O activitate relativ banală ce presupune igienizarea unui teren agricol s-a transformat astăzi în tragedie. În această după-amiază, doi bătrâni din Dragomirești au pierdut viața în timpul unui incendiu de vegetație. Pompierii au fost alertați la puțin după ora 14, pare să chiar de viceprimarul orașului. Un cetățean a sesizat intervenția pompierilor voluntari din Dragomirești pentru a stinge un incendiu de vegetație pe terenul acesteia. După ce a fost stins incendiul, au verificat zona respectivă mai amănunțit, moment în care au descoperit două cadavre, unul de sex feminin și unul de sex masculin. În urma verificărilor s-a stabilit că erau soț și soție, femeia în vârstă de 72 de ani și soțul în vârstă de 80 de ani. Cadavrele au fost transportate la medicina legală în vederea efectorii necropsiei, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz. Din păcate, pompierii maramureșeni trebuie să intervină zilnic la cel puțin 2-3 incendii de vegetație. Gospodarii pregătesc terenurile pentru culturi, dar nu și au cele mai elementare măsuri de prevenire. Iar în această primăvară, vântul și-a făcut simțită prezența uneori chiar mai puternic, fapt ce a favorizat extinderea focului. Din păcate, flăcările astăzi nu au distrus doar vegetație, ci și două suflete.